lucrarea asta e cu sinergică. Da, și foarte interesant, că nu este o insuflare de genul stau și aștept să fiu insuflat. Nu e pasiv. Este în dinamica vieții timpului liturgic. Deci este un prezent continuu pe care tu, dacă îl conștientizezi și ți-l asumi, în momentul ăla începe să devină lucrătoare această insuflare. De exemplu, am fost la părintele Ieromonahul Agape Corbu și am fost întrebat cum am cântat noi la privegherea de Luna de Spire. El fiind prezent în biserică și a spus, am cântat cu entuziasm, cu drag, am venit cu drag la Maica Domnului să-i cântăm. Chiar dacă nu cântăm noi la nivelul la care ar trebui să cântăm. Ce e foarte interesant, că iarăși, funcția estetică în muzică nu există. Există nivele de cunoaștere. Deci noi, dacă omul e sincer și la nivelul lui de cunoaștere poartă un dialog sincer cu Maica Domnului, e recunoscut și dialogul ăla la nivelul ăla, sincer. Nu trebuie să fii la un nivel foarte înalt de erudiție ca să porți un dialog de profunzime cu Maica Domnului. Și când i-am spus că am cântat cu entuziasm, s-a uitat la călugării din obștea mănăstirii și ați auzit, am cântat cu entuziasm. Enteo, asp, suflarea lui Dumnezeu în om. Și momentul ăla, efectiv, m-am șocat și m-am zbârlit-o, mi s-a ridicat părul pe mine și am conștientizat, de fapt, eu am spus-o empiric, adică ce am simțit. Dar suflarea lui Dumnezeu în om. Eu cred că dacă o icoană este pictată cu bucurie și entuziasm, sau entuziasm și bucurie, în momentul ăla beneficiarul poate avea garanția unei lucrări autentice. Și iarăși, persoana care își dorește icoană, de exemplu cu Maica Domnului, trebuie să ofere încredere persoanei care pictează icoana respectivă. Adică să aibă încredere în pronia lui Dumnezeu, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Altfel nu se poate realiza nimic. Chiar dacă icoana este frumoasă, poate să fie un eșec. Mai ales dacă nu ne rugăm. Rugăciunea este continuă. Eu nu cred că rugăciunea este discontinuă. Deci, e continuă și la posesor care are icoană. Deci cum văd lucrurile în momentul de față, eu, din momentul în care văd la ecograf, mi-am văzut copiii, era așa un cerc cu o inimă care pulsa în mijloc. Și prima reacție care am avut-o când am văzut acel cerc cu inima care pulsează, am zis, ce interesant, arată ca un tron ceresc, un aripat cu o inimă în mijloc. Deci nu era definit ipostasul. Dar era viața. Viața, așa. Și atunci, automat, energia care mișcă viața, aia e rugăciunea. Deci eu, faptul că trăiesc, dau slavă lui Dumnezeu în fiecare clipă și pentru șansa că avem viață. Este o mare șansă. Și cred că asta este, în primul rând, rugăciunea. Rugăciunea este să te întâlnești cu cel de lângă tine. Rugăciunea este să te valorizezi pe tine, nu din punct de vedere egoist, narcisist. Că de-aia zice Mântuitorul, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Un om frustrat, un om care nu se valorizează pe sine, are complexități, nu poate să-L vadă pe aproapele lui ca icoană, ca prezență a lui Dumnezeu, ca tip. Și nu poate înțelege nici dialogul cu chipul lui Dumnezeu. Și să dobândească asemănarea și, nu știu, cum avem dialogul ăsta aici în mediul ăsta de rai, chiar dacă vom trece într-o altă dimensiune la un moment dat, și poate că nu o să avem aceeași raportare, că nu este una tridimensională, este una de altă natură pe care o să o descoperim și o trăim în parte. Că Saturnul e mai mult decât și metafizic. Așa, dar stau și mă gândesc,
îndrăznesc să stau să mă gândesc, dacă Dumnezeu își pune mila în noi și ajungem în prezența Lui, cum e să te întâlnești cu Sfântul Ierarh Nicolae? Și să stai în prezența Sfântului. Frumoasă parăție. Să stai cu Sfinții. De fapt, așa văd iconografia Maicii Domnului. Întâlnirea cu Maicii Domnului. La un moment dat, prezența ei. Prezența ei, întâlnire, care se simt ca și, care se simt ca și caracter în icoana pe care, pe care ți se dă să o pictezi. Bunica mea m-a crescut primii 7 ani din viață. Și în momentul în care a trecut la Domnul, e foarte interesant când se face pomenirea morților și așa. Și mă duc cu pomenicul la altar și dau pomenicul. Caracterul acelei, acelui colac, acelei colive, a ce duc eu, a prinosului, are, deci după slujbă, capătă ceva din înțelesurile subtile ale caracterului ei pe care l-am asimilat în primii 7 ani din viață. Se sacramentalizează relația. E foarte interesant. Și atunci și darurile. Când merg la mormântul. Ia din acest aspect al sacramentalității dintre oameni. E o legătură. Și atunci deci, cred că și cu Maica Domnului e aceeași legătură. Pentru că am vorbit de energie. Energia este necreată, e deoființială și e veșnică. Deci mulțumim de... Înseamnă că și relația dintre oameni este veșnică. Da, așa este. Mulțumim de prezență, de cuvintele cu har, bucurie. Ne bucurăm de ambientul acestei vetre de monahism românesc și bănățean, Mănăstirea Hudoș-Bădrug. Mulțumim pentru atenție. Dumnezeu cu inimile dumneavoastră.